Dar frați, surori, bine ați venit în dimineața aceasta la Casa Domnului.
Mulțumim Domnului că a vegat în noaptea care a trecut asupra noastră, ne-am trezit, suntem sănătoși, ne-a păzit, suntem în casa Lui. E o mare har pe care Dumnezeu ne face în dimineața aceasta, să fim în casa Lui, să stăm în prezența Lui, în prezența fraților, a surorilor, să ne vedem unii pe alții și să-L cinstim pe Domnul. Veniți să stăm cu mulțumire înaintea acestui minunat, mare, unic Dumnezeu, Tatăl nostru. Amin. Binecuvântat să fie numele Tău, Stăpâne, Doamne Dumnezeu, toată cinste, toată laudă, toată slavă să fie ajuns ție. Ești vrednic să fii binecuvântat, ești vrednic să fii glorificat și aceasta. Datorită ție suntem astăzi în prezența ta și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care ai rânduit încă o zi de viață, arătându-ne astăzi, Doamne Dumnezeule, că Tu ești Aceea care îți înduiești în ajutorul lucrurilor tale, față de cei ce te caută, față de cei ce își plădește în Tine, față de cei ce se lipesc de Tine și căută viața Ta în locul acesta. Slăvit și lăudat să fie numele Tău, binecuvintează, Doamne Dumnezeule, strângerea noastră la oaltă. Dorim, Doamne Dumnezeule, ca prezența Ta să fie cu Tine și în locul acesta. Îți mulțumesc pentru cei care sunt în prezența Ta în fiecare suflet, fiecare inimă, Doamne Dumnezeule, să simtă prezența Ta, să simtă iubirea Ta, Doamne, și fie ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, să ridice stările noastre, să fie cu Tine și cinstite în mijlocul nostru, o zi în care să ne vorbești potrivit cu nevoia noastră, să locuiască și trezirea deștea, Doamne, și bucuria mântuirii pe care din inima ești Domnul și binecuvintează poporul Tău, Doamne, mulțumesc din toată inima, Doamne Iisuse, că ai venit pentru noi ca să mori. Îți mulțumesc, Doamne, că ai smuls din întuneric și ne-ai adus la lumină, Doamne, lucrarea de la moarte, Dumnezeule, Tu ești cel care ne-a pe toți cei ce au venit cu dragoste. Îți mulțumesc din toată inima, Doamne, că suntem în prezența Ta. Îți mulțumesc pentru că Dumnezeu, fiecare o inimă curată, o inimă deschisă, o inimă întreagă cu care să vină înaintea fără protecție, dar fără și fiecare Doamne să fie acela care alunca înaintea sa, cu care își întinde brațul și ridică puterile, au primit înspre noi, lăudat să fie Doamne, Tu ești acela care te apropie de fiecare din noi, ai privit către nevoie, către lipsă, Doamne, de aceea și de care și să fie acela de care și să fie acela de a te lăuda și preamărit să fie acela de noi, dimineața aceasta, să ne dăm slavă, că nu suntem care îți mulțumesc că ai murit, Doamne, să fie cu noi și ca să ne împrednicești că timpul împărăția Ta, Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că ai venit pe Pământul, ca să ne deschizi drumul și calea către viața aici împreună cu Tine. Îți mulțumesc că ești care, ești adevărul, ești viața, ești cel care ne luminezi, Doamne, ești lumina neamul roșii, ne-ai luminat și pe noi, Doamne. Îți mulțumesc că ai vorbit, ai vorbit și ai spus pe cuvânt, că nu este alt Dumnezeu ca Tine, că nu este alt împărat, că Tu ești unicul Dumnezeu, Tu ești prorocii întrecute înainte pe care să le pregătim, Tu știi trecutul, prezentul și viitorul, Doamne, nimeni nu este ca Tine. Și în dimineața aceasta Te lăudăm că suntem în prezența Ta, împrăjitata Dumnezeului Împărat, Dumnezeului Sfânt, Dumnezeul Tău Cer. Te rog, atinge-ne pe fiecare, Doamne, cu sânge Tău. Avem nevoie să fim curățiți, avem nevoie să mai fim iertați, Doamne. Avem nevoie, Doamne, să ne mai întinzi de noi, să ne ridici, Doamne, Dumnezeule, să ne întărești pe care aceasta, să-mi dai Duhul Tău, să putem să te biruitor, să-și pestâți cei pe care nu putem ajunge, Doamne, să trăim acea neprihănire nouă, Doamne, acea neprihănire cu acea neprihănire care trebuie să facem, lasă peste poporul Tău, lasă peste poporul Tău neprihănirea Ta, prin credință, Doamne, că ne vine de la Tine, Doamne, nimeni nu poate să dea neprihănirea numai Tu. Crede-mi prin dimineața aceasta, Doamne, și sprijinește-ne. O lasă peste noi, peste fiecare, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, binecuvintează, Doamne, Dumnezeule, poporul Tău și moștenirea Ta, atâția multele făgăduințele Tale, Doamne, și lucrează potrivit planului Tău și voii Tale, cuvântului Tău, și în toate acestea Tu să fii văzut, lăudat și glorificat, și Tu să primești cinste și mulțumire prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Îți dăm slavă și laudă în veci. Îți mulțumim. Veniți creștini la rugăciune, în casa Domnului.
toți creștini plecați genunchii și fața voastră la pământ. Veniți creștini plecați genunchii și fața voastră la pământ. Veniți cei osteniți la Domnul, voi cei trudiți și povărați, odihna pacea lui cea sfântă și mângâiere să luați. Odihna pacea lui cea sfântă și mângâiere să luați. Răsună munți, răsună dealuri, pământul-i plec de zazul lor. Se pleacă în fața lui natura, pământul tot și văi și munți. Se pleacă în fața lui natura, pământul tot și văi și lungi. Să deschidem cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 42, pagina în Biblie 715. O să citim primele 8 versete. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Iată că în dimineața aceasta stăm în fața unui cuvânt minunat, în fața unui cuvânt care ne inspiră multă speranță, multă încredere. Domnul nostru este prezent aici în mijlocul nostru și așa după cum Isaia făcea această prorocie cu sute de ani în urmă, Domnul a venit pe pământ, a venit ca să dea viață celor păcătoși, mântuire celor păcătoși, a venit să dea lumină orbilor, a venit să-i vindece pe cei bolnavi, a venit să ne descopere și nouă mântuirea Lui, că noi suntem aceia dintre neamuri și El este lumina neamurilor. Slăvit să fie numele Lui, că El ni s-a descoperit și ni s-a făcut cunoscut. Stăm dar în dimineața aceasta înaintea acestui Dumnezeu minunat, așa cum spune și cuvântul Domnului în versetul 5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Stăm înaintea Dumnezeului Creator, înaintea Dumnezeului care a creat cerurile, pământul și înaintea Dumnezeului care ne-a făcut și pe noi, ne-a dat suflet și iată că, așa cum spune cuvântul, încă suntem în viață și mergem pe acest pământ. Să trăim dar pentru el și să lăudăm pe el. Vreau să mai stăm înaintea Domnului și să mai facem o rugăciune și în rugăciunea aceasta am vrea să cerem ajutor lui. Am vrea ca Duhul Domnului să fie peste cei care ne vor îndemna în dimineața aceasta. Duhul Domnului să inspire pe cei care vor alege cântările, să fie potrivite cu nevoile noastre și prin cântări să-L cinstim pe Dumnezeu. Am vrea ca Duhul Domnului să fie peste biserica întreagă și prin Duhul Dumnezeu să facem rugăciuni și El, Dumnezeu, să ne asculte în dimineața aceasta. Amin. Doamne,
Dumnezeul care ai creat cerul și pământul, Dumnezeul care ne-ai creat pe noi, și îți mulțumim că încă suntem pe pământul creat de Tine, Doamne, și îți mulțumim că încă putem să fim sănătoși pe acest pământ creat de Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că stăm în fața unui cuvânt plin de speranță și de bucurie, un cuvânt prin care Tu ne spui că mucul care încă mai arde, Doamne, Tu nu-l vei stinge, că trestea care este frântă, Doamne, nu vei rupe. Îți mulțumesc că dimineața aceasta ești prezent aici, Doamne. Ești prezent ca să ridici, ești prezent ca să ierți, ești prezent ca să îți arăți însurarea și mila față de noi, Doamne. Îți mulțumesc că dimineața aceasta, Doamne, dorești să te ocupi de fiecare pe noi, Doamne. Stăm în fața cuvântului Tău și am înțeles din cuvântul Tău că este un cuvânt al speranței, al mângăierii, al ridicării și al ispăvirii, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ești lumina neamurilor, Doamne. Îți mulțumesc că venind în lumea aceasta ne-ai iluminat și pe noi, Doamne. Și vrem să continuăm să rămânem în lumina Ta. Păzește-ne, Doamne, să nu cădem de la fața Ta. Păzește-ne, Doamne, să ne depărtăm de cuvântul Tău. Păzește-ne, Doamne, să ne depărtăm de lumina Ta. Doamne, în dimineața aceasta te rog, lasă-o și o mâință peste noi. Că, Doamne, nu se poate să n-avem nevoie de mâncărimă. Doamne, în dimineața aceasta binecuvânte pe frații care vor vesti cuvântul Tău. Mă rog să-i însoțești, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, Tu să le pui în gura lor și în inima lor cuvântul potrivit, Doamne. Cuvântul ridicării, cuvântul mustrării, cuvântul ispășirii și înțelegerii, Doamne. Binecuvântă-i pe frații noștri care ne conduc în cântările de laudă. Să ne aleagă în așa fel încât să fie cinstit numele Tău. Biserica întreagă, Doamne. Să cânte preună Ta laudă, să înfiați. Și tot ce trebuie să slăvim numele Tău, Doamne. Noi n-avem minte că suntem aici, dar îți mulțumim că e durarea Ta, Doamne, și îmi frică și anume. Doamne, binecuvântă-ți biserica Ta, binecuvântă fiecare mădular al trupului Tău, deci capul trupului, Doamne, iar noi suntem mădularele trupului Tău, și am vrea să fim mădulare sănătoase, credință, Doamne. Am vrea să fim mădulare care să fie folositoare în trupul Tău, Doamne, pentru celălalt de mădulare, Doamne, de aceea binecuvântă, să înțelegem fiecare care își dă un rol, Doamne, care-i slujba la care ne-ai chemat, Doamne, și cu multă dăruire, să slujim Ție, să slujim în trupul Tău, să slujim în casă, Doamne, te rog frumos, Doamne, mântuiește de mădularele care sunt slăbite din viața aceasta, care au pierdut puterea, Doamne, care au slăbit, Doamne Dumnezeule, care nu sănătoase, Doamne Dumnezeule, în dimineața aceasta te rugăm, vine pentru toate suflete, în dimineața aceasta te rugăm, orice mădular al Domnului Tău să fie înviorat, să fie ridicat, Doamne, să fie vindecat, să primească speranță și lege, Doamne, ca sănătos pe deplin, să poată să slujească într-o prezență, binecuvântă-ți biserica de aceasta, lasă Duhul Tău, lasă harul Tău peste noi, lasă îndurarea Ta și mila Ta, bunătatea Ta să inunde sufletul și viețile noastre și casele noastre să fie pline de pacea Ta. Dar, Doamne, dorim casele noastre să fie pline de pocăință, Doamne, că nu vine pacea fără pocăință, că nu vine, Doamne, îndurarea Ta, dacă noi tot trăim în păcate. De aceea dimineața să te rugăm și pe mine, Doamne, și pe mine seara, și pe mine seara. Nădejduși de la Tine așteptăm să fie și ajutăm, că dau zile și sfat și îți mulțumim, că Ți-ai arătat, Doamne Dumnezeu, în chip minunat, bunătatea și îndurarea Ta față de sufletul nou și de prieteni. A Ta fie cinste și slava și lauda în veci, Dumnezeul păcii, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Slavă Ție și numelui Tău celui mare și frumos, fii binecuvântat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi fanfara, poate să laude pe Domnul cu o cântare și în urmă fratele Ciobi ne va vorbi din cuvântul Domnului și ne va motiva pentru o nouă rugăciune. Amin. Iisuse, Ție mă-nchin, Ție mă-nchin, Ție mă-nchin.
vreau ție, Iisus, și în adâncul meu pentru veci te-am pus. Ție, Iisuse, ție slujesc, ție slujesc, ție slujesc. Tu-mi ești viața, mult te doresc, mult te doresc, mult te doresc. Dragostea ta m-a cuprins, Iisus, și cu tine în cer, pentru veci m-a dus. Dragostea mea dau ție, Iisus, și-n adâncul meu pentru veci te-am pus. Ție, Iisuse, ție supus, ție supus, ție supus. Dragostea toată eu ți-am adus, eu ți-am adus, eu ți-am adus. Dragostea ta m-a cuprins, Iisus, și cu tine în cer, pentru veci m-a adus. Dragostea mea ți-o dau ție, Iisus, și la adâncul pentru veci te-am pus. Pentru vecie tu îmi rămâi, tu îmi rămâi, tu îmi rămâi. Dragostea vie, sfântă din tâi, sfântă din tâi, sfântă din tâi.
Slăvit să fie Domnul! Cu adevărat nu-i o onoare și o chemare mai mare ca aceea decât să fii copilul lui Dumnezeu, de aceea de a-L sluji, de aceea de a-L vesti și de a-L face cunoscut lumii întregi. Slăvit să fie Domnul! E timp de rugăciune și am să fiu scurt. Motive de rugăciune să știți că sunt. Dar aș dori ca Dumnezeu să facă să căpătăm trecere înaintea Lui în această zi și inimile noastre să le deschidem spre El, pentru că El are de lucrat în această zi. Slăvit să fie Domnul! Uitându-mă în pasajul acesta, am observat două lucruri spre care Dumnezeu ne îndreaptă atenția, frați și surori. În primul rând, în versetul 1, spune felul următor: iată robul meu! Domnul Dumnezeu ne îndreaptă în această dimineață privirile înspre Cel ce ne-a iubit, slăvit să fie Domnul, înspre Domnul Iisus Hristos. Așa cum cântăm noi de multe ori, El ne-a iubit venind în lume, ca noi pierduți să fim salvați, prin jertfa Lui de pe Golgota să fim mântuiți, slăvit să fie Domnul. Datorită Lui suntem astăzi aici, frați și surori. Nu-i meritul niciunuia de aici, nu-i vrednicia noastră, nu-i neprihănirea noastră, nu sunt faptele noastre făcute în cucernicie. Îi mila, bunătatea și îndurarea Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea și Apostolul Pavel spunea în Evrei la capitolul 3 cu versetul 1: de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, slăvit să fie numele Lui. De ce? Pentru că în Evrei, capitolul 7, la versetul 26, găsesc un lucru foarte important, ceea ce face El pentru noi. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Slăvit să fie Domnul! Tot Apostolul Pavel în Romani la capitolul 5 cu versetul 2 spunea: Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Datorită Lui, El merită toată cinstea, El merită toată lauda și slava, slăvit să fie Domnul. Ne îndreaptă privirile spre Domnul Iisus Hristos, care a suferit, care a plătit pentru vina mea și pentru vina ta. Vina păcatului, frați și surori, nu vina neprihănirii noastre, că nu este așa ceva. Vina păcatului nostru, căci toți, așa cum spunea Apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Slăvit să fie Domnul că s-a îndurat. Dar versetul merge mai departe și spune: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit și despre care noi am cântat, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos prin har. Sunteți mântuiți și suntem mântuiți, slăviți să fie Domnul! Un alt aspect spre care Dumnezeu vrea să-mi îndrepte în această dimineață privirea este lucrarea Lui, slăviți să fie Domnul! În primul rând să văd pe Cel ce și-a dat viața pentru mine, să privesc spre El și în al doilea rând să privesc la lucrarea Lui, slăviți să fie Domnul! Și pasajele acestea le găsesc în versetul 6 și 7, care spun în felul următor: Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, slăviți să fie Domnul! Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu trebuie să recunosc și ca mine sunt atâția mulți alții astăzi aici care pot să spun, așa cum spunea și orbul din Ioan capitolul 9 cu versetul 25: Eu una știu, eram orb și acum văd, slăvit să fie Domnul! Pentru că El este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume, slăvit să fie Domnul! Trebuie să recunosc ca mulți alții că am fost legat de tot felul de legături din partea vrăjmașului, dar Dumnezeu, care m-a iubit în îndurarea Lui și care va iubi și pe dumneavoastră, a rupt legăturile cu păcatul și ne-a făcut copiii Lui prin făgăduință, slăvit să fie numele Lui. Prin făgăduință avem parte și de moștenirile acestea a făgăduinței. Domnul să ne binecuvinteze la acestea. Recunoaștem că am fost închiși
în celula păcatului nostru, în temnița păcatului, dar a venit Hristos și a plătit vina noastră, slăvit să fie numele Lui. Nu cu aur și argint am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci prin sângele scump și sfânt al Fiului Său, slăvit să fie Domnul. Întrebarea se ridică și se pune, cât prețuim noi acest sânge care s-a vărsat pentru noi, ca noi să fim astăzi liberi, ca noi astăzi să ne numim copiii Lui, ca noi astăzi să fim împăcați cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Motive de rugăciune, am spus, sunt, frați și surori, și vă dau câteva motive. Să știți, frați și surori, că în această zi sunt suflete aici care nu cunosc pe Dumnezeu cum cunoaștem noi. Și Dumnezeu vrea să se descopere prin cuvântul Evangheliei și aș dori ca acest cuvânt al Evangheliei să cerceteze inima lor, să transforme viața lor și să scrie nume noi în cartea vieții. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta prin Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie Domnul. Aici sunt suflete legate, frați și surori. Sunt suflete legate cu sarcini, cu poveri, cu greutăți și vin aici ca Domnul să se îndure de ei și să-i elibereze, slăvit să fie Domnul. Avem pentru ce să strigăm, slăvit să fie Domnul. Aici, frați și surori, să știți că sunt oameni care sunt prinși de război. N-au vechea și a prins diavolul, dar noi avem harul acesta să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ei, ca Dumnezeu să-i elibereze și pe ei, să facă și din ei copiii Lui, slăvit să fie Domnul, și slujitori ai împărăției Lui, mărit și glorificat să fie numele Domnului. Aici, frați și surori, să știți că sunt inimi care plâng și suspină, sunt inimi care sunt zdrobite și așteaptă ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să lucreze, slăvit să fie Domnul. De aceea și spunea omului Dumnezeu Isaia în versetul, la capitolul 50, cu versetul 10, cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului Său, adică Domnul Iisus Hristos? Cine umblă în întuneric și n-are lumina, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul Lui? Dar ce spune Domnul, ce spune robul Domnului? Tot în Isaia, capitolul 5, la versetul 4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cei doborâți de întristare. Și sunt în dimineața aceasta suflete care sunt doborâte de întristare și Domnul vrea să-i ridice, slăvit să fie Domnul. El este acel care poate totul. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să credem lucrul acesta. Aș dori să vă ridicați în picioare înaintea Domnului, să intrăm înaintea Domnului. Cu siguranță și în casele noastre încă sunt prinși de război. Cu siguranță și în casele noastre sunt copii ai noștri care sunt legați de tot felul de vicii și de patimi. Cu siguranță și în poporul lui Dumnezeu sunt multe stări pe care Dumnezeu vrea să le ridice în această dimineață. Totul este ca noi să acceptăm voia Lui. Îl văd pe Domnul Iisus prin credință cum merge din rând în rând, de la inimă la inimă și de la suflet la suflet. Dar știți ce mă doare? Pentru că văd că sunt în dimineața aceasta inimi împietrite, care vin de atâta vreme înaintea lui Dumnezeu și nu simt nimic. Aș vrea ca cuvântul Evangheliei să fie o sabie care să atingă acea inimă, slăvit să fie Domnul, să fie transformată pentru Dumnezeu, pentru împărăția Lui. Avem motive de rugăciune, frați și surori. Chiar azi dimineață am vorbit cu o soră care mi-a spus, 6 săptămâni am stat la pat că mi-am rupt piciorul. Nu-i un har, frate și soră, să fii astăzi în prezența lui Dumnezeu, să-i mulțumești că e sănătos și asta e un caz fericit. Sunt alții la terapie intensivă, care sunt în comă și stau între viață și moarte. Noi avem datoria, frați și surori, să simțim pentru alții și Domnul să ne asculte rugăciunea și să lucreze. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm Domnului! Amin! Tu ești tărie, Tu ești scut, Tu ești nădejde, Doamne. Știu că Tu ești acela care ai putere, Doamne, Dumnezeule, să schimbi starea fiecărui om în parte. Tu ești acela care cunoști inima, Doamne, Dumnezeule. Tu ești acela care ai puterea, Doamne, Dumnezeule, să pui orice inimă într-o stare plăcută, voitane, ori schimba inima de viață și să pui o inimă de carne, care să simtă, care să bată pentru tine și împărăția ta, care să iubească venirea ta și lucrarea ta, slăvit să fie numele tău, binecuvintează poporul tău, Doamne Dumnezeu, Duh de rugăciune, lăudat să fie numele Tău. E nevoie în această dimineață să simțim pentru cei ce nu sunt aici, Doamne Dumnezeu, și nu pot să fie, Doamne, datorită păcatului, datorită suferinței și datorită feritelor împrejurări. Dar noi suntem în prezența Ta și strigăm pentru ei, ca Tu să ai milă, ca Tu să te iubi, ca Tu să-ți întinzi brațul și să lucrezi, Doamne Dumnezeu, inimile care nu Te cunosc în această dimineață, să fie transformat și să Te prostuscească pe Tine, să mărturisească că Tu ești acela care ai scos din întuneric și ai adus la lumină, Tu ai scos din moarte și ai adus la viață, lăudat să fie numele Tău. Îți mulțumim!
mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că suntem în prezența Ta și Tu ești aici, Doamne, că ți-am simțit, Fiul, ești aici ca să lucrezi, ca să ridici, ca să întărești, ca să mântuiești, Doamne Dumnezeule, te rugăm întâmplare, atinge inimile strumite, Doamne Dumnezeule, adu-le mântuire și rădește, ridică pe cel căzut, întărește pe cel slab, dă putere de la intalie celui obosit să cale și învarsă-ți. Vă rog să rupăcați locurile. Mulțumim Domnului pentru cuvântul pe care l-am auzit pe fratele Ciobi. Continuăm să lăudăm numele Domnului cu o cântare și apoi fratele Ghiță Bolog ne va motiva pentru o nouă rugăciune. Amin. Nu-i nimeni ca tine, Iisus.
E adevărat ce spunea poetul de cântare, nu-i nimeni ca tine, Iisus. În nopți de durere, El să-ți dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, să lege o rană, să vindece o boală, să mângâie și să ridice pe cel ce are nevoie de aceasta, slăvit să-i fie numele Său. Și în dimineața aceasta am venit în locul acesta datorită Lui, căci El este acela care în dragostea Sa a venit ca să ne ridice pe noi de acolo de unde eram odinioară, să ne înfățișeze înaintea Tatălui și să ne spună căci El vrea să-și vadă o sămânță de urmași care să-i poarte numele slăvit să fie El. Și dacă ai înțeles căci nu-i nimeni ca El, în dimineața aceasta El vrea să spună căci El este acela care, chiar dacă ai venit în locul acesta amărât, ai venit în locul acesta, știu eu, apăsat de poveri și poate spui că nu mai ai nicio nădejde, poate spui că nu mai ai niciun ajutor, poate spui că nu te mai înțelege nimeni pe pământul acesta, vrea să spună în dimineața aceasta El, prin cuvintele Sale, în acest capitol Isaia spunea, 42 capitol și versetul 3 spunea că trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge, slăvit să-i fie numele Lui Dumnezeu. Te-ai clătinat și ești ca o trestie frântă, dar El vrea să spună în dimineața aceasta că acea trestie frântă El nu o rupe, El vrea să o îndrepte și să-i spună ceva. Auzi, Tu ai preț în ochii Lui, slăvit să fie El, știi pentru ce? Pentru că El și-a vărsat sângele pentru tine și pentru mine. Căci așa spunea Isaia în capitolul 53, în acele momente când îl vedea Isaia pe Domnul Iisus în clipele agoniei și spunea, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la El, dar totuși și El a venit ca să poarte povara fără de legilor noastre, a venit să poarte povara păcatelor mele și păcatele dumnitale și să le ducă până la calvar și să spună ceva, căci în sângele Lui noi am căpătat iertare, în rănile Lui noi căpătăm vindecare. Și în dimineața aceasta, privind doar cu coada ochiului la biletele care au venit în locul acesta, mie s-a cutremurat și m-am cutremurat în inima mea și am zis, Doamne, ce sunt eu în locul acesta? Apărea aici un bilet pe probabil scria, dar mi-am oprit privirile peste cuvântul care era scris cu litere mari de tipar, oncologie, probabil că acolo este un semen de al dumnitale și de al meu și vine înaintea bisericii să spună că ce are nevoie de rugăciunea mea și de rugăciunea Ta. Și am zis, Doamne, ce sunt eu în dimineața aceasta? Ce-i familia mea înaintea Ta? Că noi putem să stăm înaintea Ta și să lăudăm numele Tău, să spunem ce spunea ultimul rând pe care îl cânta fanfara, eu trăiesc doar pentru a Te lăuda pe Tine, Doamne, glorie Lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta ai harul acesta minunat să spui, îl lauzi pe acest Dumnezeu minunat care în dragostea Lui L-a trimis pe unicul Său Fiu ca să moară în locul tău și în locul meu, ca să-ți deschidă ochii, ca să te scoată din temniță, să te scoată din legăturile celui rău și să te aducă la viață împreună cu El, slăvit să-i fie numele Său. Și mi-aduc aminte că și nu de mult spunea Domnul în locul acesta să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem pe cei pe care să-i aducem înaintea Ta, Doamne, că și pentru toți ne doare, ne doare pentru cei ce sunt în casa Ta și poate mai șchiopătează, dar venea Domnul și spunea altceva, auzi, aduceți înaintea mea pe cine? Pe fiii risipitori!
Probabil în casele dumneavoastră nu sunt fii risipitori, dar nu vă rugați pentru ei dacă nu sunt. Și dacă în dimineața aceasta consider că ce ai vreun fiu risipitor în casă, în familie, în neamul tău, în dimineața aceasta, vino înaintea stăpânului, căci el așa ne-a spus și așa ne spunea Isaia, căci a venit să-i vină, a venit Domnul Iisus Hristos să-i dezrobească pe cei ce sunt robiți în pat și în poftele lor, să-i dezlege pe cei ce sunt încătușați în legăturile diavolului. Și în dimineața aceasta, împreună cu mine, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, sunt cei dragi ai noștri acolo, în acele legături, dar am înțeles că și nu mai poate nimeni face nimic, nici societatea, nici părinții nu pot să mai facă nimic, dar există cineva care poate. E stăpânul viacurilor, e Dumnezeul cerului și al pământului. Și rugăm în dimineața aceasta, nu îi spunem: Doamne, cum să lucrezi Tu, dar îi spunem altceva: Doamne, intervino Tu așa cum știi Tu. Glorie lui Dumnezeu, și când El intervine, știe El cum să intervină, slăvit să fie El. Și pentru aceasta vei invita să ne ridicăm în picioare și să intrăm în această rugăciune. Amin. Tatăl nostru, Te slăvim pe Tine și îți glorificăm numele Tău cel Sfânt. Că și în dimineața aceasta suntem înaintea Ta, nu prin meritele noastre, nu prin faptele făcute în neprihănire, ci în meritul jertfei Domnului Iisus Hristos. În sângele minunat care a curs în Calvar am căpătat trecere înaintea Ta, și astfel în momentele acestea de dimineață, ca popor și copii ai Tăi, putem veni înaintea Ta să spunem: O Doamne, căci nu-i nimeni ca Tine. Am înțeles că și nimeni nu este ca Tine, Doamne, să ridice, nu-i nimeni ca Tine care să mângăie, nu-i nimeni ca Tine care să îmbărbăteze, nu-i nimeni ca Tine care să ierte. Și în dimineața aceasta, Doamne, fiindcă avem mare nevoie de iertarea Ta, Te rugăm în continuare, iartă vina noastră, Doamne, șterge orice neputință și în jertfa Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să ne putem apropia de Tine, să-Ți înțelegem glasul chemării Tale. Înțelegem vocea Ta, căci Tu ești prea iubitul inimilor noastre, binecuvântă-ți Tu moștenirea și poporul Tău, binecuvântă-ți Tu copiii Tăi, Doamne, turma pășunii Tale, pe care o povățuiești cu brațul Tău puternic și o duci la izvoarele de odihnă, înviorezi sufletele, Doamne, și în momentele acestea Te rugăm, ai în vedere, Doamne, fii risipitor ai poporului Tău. O Doamne, fă să-și vină în fire, să-și aducă aminte că în casa Tatălui este belșugul de har, belșugul de răscumpărare, este belșug de pâine, este belșug de apă. O, îți mărim numele Tău, căci Te cobor la jertfă, îți mărim numele Tău, căci Tu aprinzi focul pe altar și faci ca tămâia rugăciunilor să ajungă până la Tine, Doamne. Binecuvântă-ți moștenirea, binecuvântă-ți poporul Tău de legământ, O Doamne! O, Te slăvim pe Tine, căci Tu ești păstorul nostru, și în dimineața aceasta cercetează această mică turmă, Doamne! Ai spus că-și vei lua oi mielușei în braț, O Doamne! Vei călăuzi blând oile care alăptează, vei lucra, O Doamne, și-ți vei proslăvi numele Tău, căci Tu ești Domnul Domnilor și Împăratul împăraților. La Tine venim, O Doamne, vărsându-ne focul inimilor înaintea Ta, spunând încă o dată că ce avem nevoie de călăuzirea Ta, avem nevoie de brațul Tău să fie întins peste poporul care Te cheamă pe Tine, Doamne. O,
Iubitorule de oameni, știm că-și n-ai respins niciodată pe cei ce au venit la tine cu sinceritate, pe cei ce au venit la tine cu căință, Doamne, și în momentele acestea, Doamne, așa venim și noi, suntem greșiți, Doamne, dar am înțeles că-și mai ai putere să ne ierți, mai ai putere să ierți vina poporului tău și să faci trecere înaintea ta, că-și tu ești Dumnezeul nostru. Binecuvinte slujba și slujba, Doamne, din această zi și astfel încoronează-ți numele că-și ești Dumnezeul nostru. Vino în fruntea turmei tale, Doamne, vine în fruntea poporului tău, Doamne, zun cuvânt de mângăiere în locul acesta. Te așteaptă cei bolnavi, Doamne, te așteaptă cei oropsiți, Doamne, te așteaptă cei nemângăiați, Doamne, și în dimineața aceasta dorim să zici un cuvânt în dreptul fiecăruia, că la cuvântul tău să capătă iertare, la cuvântul tău să capătă eliberare, la cuvântul tău să capătă mângăiere, glorie ție! Glorie ție, te slăvim pe tine și vrem în continuare, rămâi cu noi, rămâi în noi, rămâi în viețile noastre, povățuiește-ți poporul tău pe ale tale căi, o Doamne, și ajută-ne în toate să facem voia ta. Ai în vedere în continuare, o Doamne, pe cei ce, o Doamne, au părăsit locul acesta, o Doamne, ai în vedere fii risipitori din familii, din casele noastre, o Doamne, mai bate-le încă o dată la ușa inimilor lor, fă să-ți deschid, o Doamne, arătându-le că în casa Tatălui este belșug de pâine, în casa Tatălui este belșug de mângăiere, este belșug de har, de răscumpărare. Osana numelui tău, Osana, Osana ale glorie ție, te slăvim stânca viacurilor, Osana glorie ție, cu nădejde că ne-ai ascultat, că ne-am rugat în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lăudăm numele tău și te proslăvim pe tine. Rămână peste poporul tău binecuvântarea ta, rămână călăuzirea ta, rămână Duhul tău în continuare la lucru, Doamne. Proslăvește-ți numele în dimineața aceasta, Doamne, stând de vorbă cu poporul tău, stând de vorbă cu răscumpărații tăi și în toate vrem să înălțăm numele tău cel sfânt, glorie ție, glorie ție, te slăvim, Tatăl nostru, binecuvântă-ne și rămâi cu noi până la sfârșit, glorie ție în veci de veci. Amin. Fratele Ghiță, în mod deosebit ne îndemna să ne rugăm pentru cei care au părăsit familiile noastre, l-au părăsit pe Domnul, poate noaptea care a trecut au petrecut-o pe undeva, pe unde nu îi place Domnului, astăzi în loc să fie în casa Lui, poate sunt pe un pat undeva în casă și se odihnesc. Ne-am rugat pentru aceștia care sunt risipitori, care au părăsit bunătatea și dragostea Domnului, însă credem că Dumnezeu încă nu i-a părăsit și ne-am rugat pentru ei ca Dumnezeu să ierte, să-i mântuiască și să-i aducă din nou aici. Însă aș vrea să mai facem o rugăciune și pentru cei care sunt bolnavi cu trupurile și aici. Am primit câteva bilete, o să le citesc și apoi o să ne rugăm și pentru cauzele acestea. O soră de la Baia de Arieș vă roagă să o susțineți în rugăciune ca bunul Dumnezeu să o vindece și cei din jurul ei să cunoască că are un Dumnezeu viu. Vă mulțumește! Sora Susana, vă rog biserica să se roage pentru mine că sunt bolnavă și pentru familia mea. Vă mulțumesc! Iubită biserică, vă rog să vă rugați pentru un prieten, Pop Ioan, care e în suferință mare în spitalul de oncologie. Domnul să-l mântuiască și să-l vindece dacă e voia Lui. Rog biserica în numele Domnului să facă o rugăciune pentru fratele Șandri, că este foarte bolnav. Domnul să-i dea vindecarea de care are nevoie. Amin. Vă rog să faceți o rugăciune pentru un prieten bolnav de cancer. Domnul să se atingă de el să-l vindece. Vă mulțumesc. Biserica este solicitată să facă o rugăciune pentru o prietenă, Maria, ca Domnul să rupă legăturile celui rău și să se poată hotărâ pentru Domnul. Dragi frați și surori, vă rog să mă ajutați în rugăciune pentru o tânără pe nume Mihaela, ca Domnul să se îndure, să-i mântuiască sufletul. Amin. Sunt sora
Iuliana, vă rog frumos în numele Domnului Iisus să ne ajutați în rugăciune pentru fiica noastră, pe nume Mia, care în săptămâna viitoare va fi operată. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus. Domnul să lucreze. Sunt câteva cauze, dorințe, suferințe care s-au aduse înaintea Domnului și înaintea noastră. Vreau să facem această rugăciune de mijlocire cu credință înaintea Domnului și după voia Domnului, care este Dumnezeul nostru atotputernic, să se îndure și să dea răspuns acestor probleme. Iar în urmă îl rog pe fratele Sebi Bojan să mulțumească pentru timpul acesta de rugăciune. Amin. Se cuvine să-ți dăm slavă și lorire, Doamne, Doamne, pentru că până aici ai dat biruință, ai mai privit peste poporul care te cheamă, ai dat biruință datorită faptului că ai ascultat glasul credinței și putere și îndemnirea noastră, ca să mijlocim, Doamne, pentru cauzele care au rămas în casa Ta. Putem să stăm înainte, în numele Domnului Iisus Hristos, să privești cu grijă și atâția biruință, spre cei ce au scris aceste cele, am rugat, Doamne, Dumnezeu, să te îndure biruința care este scris înaintea Ta, ca poporul al Tău, în care este scris dorința de salvare și de mântuire, și continuăm să ne rugăm, Doamne, și pentru problemele care sunt aduse, Doamne, suferințe fizice, Doamne, dureri și boli fizice, Doamne, dimineața să te rugăm, te rog, Doamne, și pe plin, Doamne, 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 te rog, Doamne, și pe plin, trebuie să fie supus în operație, să fie tot felul de proști, de cerferințe, căci prin toată lucrurile Doamne, care te creau, Doamne, venim cu toate aceștia de imagine, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Doamne, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Doamne, Tu ești acela care îmi bucur, Doamne, să fie Hristos, că ai venit să-i vedeți ce ai urmă. Ai venit să fii lumina noastră, ai venit să aduci lumina noastră, dar găsesc lucrurile în urmă, Doamne, găsesc-o și fiară, nu, Testament, să vadă stelele, nu ești acela, strămiți să fie locurile, dacă le-a fost urmă, care le-a dat, Doamne, dacă au primit, frie de păcate și mizerat, care e liberat de Duhul, dar am văzut, Doamne, că dacă au fost curnat, și au venit înaintea Ta, spune, ai vindicat curatul, Tu ai luat bolile lor, Doamne, de peste ei, Doamne, și pe ei sănătate. Ai dat auz surzilor și ai dat păcrai de cei ce cer sprijin. Ai dat vedere orice, Doamne, ascultă rugăciunea Domnului Dumnezeule, ascultă-mi rugăciunea Bisericii Ta, ascultă rugăciunea celor răspătorați, te rog frumos, Doamne, arată-ți rugăciunea, arată-ți rugăciunea Ta de strâmbiți și ajutor, ca un părere și un părere, Doamne, de cele, de sănătorul, Doamne, să nu se vrea, te rog frumos, să vei cuvânt, Doamne, să Tu ești zbăriți și ajutor, Tu ești biruință, Doamne, să vei bine mă rog, de aceea, suferință, credere să venim înainte de noastră, rugăle putere să se oprești în fiecare de lor, dreptul fiecare în cauță și cere din cauță, Doamne, te rugăm și doarele, și ne dăm suferință, Doamne, să dai cerere, Doamne, să-i încercăm și voi, ca și așa putere de mulțumire, și putere în orice de tăuri, mă rog, dați să fie noi, acolo unde este nevoie de salvare și împrește, noi am revit în slavă, eliberează-ne, noi ești să și fă un om viu și un om rog pentru tine, mărit și lăudat să fie Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, te rog viu de sfârmat, de sfârmice, de poia de răs, de cădere, mă rog, arată-ți la ce mai bune, ca orice oameni se cunoaște pe tine, te vine viu, și vrem ca potenția sângerului și anume să vedem peste faptul că ne-am fost să se mărbune la o binecuvântare în care să-mi vină toate aceste cine din urmă plână, că știm că ești acela care știm că ești acela care ne-am fost să ne rugăm, să că știm că știa ești acela Doamne, pentru toți putem care nu ești și care am plăutat să fie Doamne, ce plan de aceea îți mulți și ne rugăm să ne ești plin de mii de mari și încurtare față de toți cei ce cheamă numele Tău. Fii binecuvântat, plin de speranță, de excedere cine, să fie strușească, Doamne, poate să nu-ți vine cu Tău, Doamne, și să fie strușească, perească, să țintă și de ceva și așa și vreau, adică la Tine, Doamne, Iisus, să-ți mulțumim pentru toate astea Tău și pentru toate lucrurile astea, fii lăudat și binecuvântat. Preasfântule și bunule Tată, stau înaintea Sfințeniei Tale în aceste momente, Doamne,
și doresc să-ți mulțumesc din toată inima că am putut petrece aceste momente în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru ceasul acesta de rugăciune, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că am putut sta înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat cu sănătate suficientă încât să putem veni la casa de rugăciune din locul acesta, Doamne. Am auzit atâtea bilete, Doamne, și alții sunt pe un pat de suferință, Doamne. Sunt greu încercați, o Doamne. Cancerul bântuie în vremurile acestea, Doamne, iar noi avem harul acesta de a veni în prezența Ta, o Doamne. Și recunoaștem lucrul acesta, Doamne, că doar prin bunătatea și îndurarea Ta putem sta înaintea Ta, o Doamne. Și de aceea îți mulțumim, Doamne, că am putut veni înaintea Ta în dimineața aceasta, Doamne. Îți mulțumesc că am putut să-Ți aducem mulțumirile noastre, cererile noastre, mijlocirile noastre, Doamne. Îți mulțumesc totodată că ne-ai ascultat-o, Doamne. Îți mulțumesc că Te-ai atins de unele suflete, Doamne. Îți mulțumesc că ai alinat suferința în dimineața aceasta, Doamne. Și Te rog frumos, o Doamne, în continuare, lucrează în milă și în durare, Doamne. Și nu fă după credința noastră, că de multe ori este atâta de mică, Doamne, ci fă după bunătatea și îndurarea Ta, Dumnezeule mare și atotputernic. Îți mulțumesc și Te slăvesc încă o dată pentru toate și în toate, Doamne, să se facă voia Ta, căci voia Ta este bună, plăcută și desăvârșită. Fii slăvit în veci de veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune. Mulțumim că El a auzit glasurile noastre, suspinele noastre, rugăciunile pe care le-am anunțat înaintea Lui. Slăvit să fie Domnul pentru dimineața aceasta. Amin. Corul continuă să laude numele Domnului cu o cântare. În timpul acesta rugăm pe frați să vină aici la amvon. Slăviți să fie Domnul! Iubiți mei, vreau să continuăm cu slujirea înaintea Domnului. Se scrie Scripturile la Cartea Psalmilor, textul care este pus în calendarul cultului pentecostal, Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine.
O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întomit rărunchii, tu mi-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de grâu, de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Ăsta a fost omul după inima lui Dumnezeu, David, care spunea, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Oricum Dumnezeu ne cunoaște inima și ne cercetează și ne-a cercetat încă de la prima rugăciune. Și vrem ca în continuare Duhul Sfânt să ne cerceteze, să ne călăuzească, să ne învioreze, să ne dea putere ca să slujim înaintea Domnului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cunoaște totul, este omniprezent, este omniscient, este omniputernic. Omniscient cunoaște totul, omniprezent este aici, acum, și în Australia, și în Canada, și omnipotent poate totul. Orice probleme cu care ai, dacă vine de Domnului, Dumnezeu poate să rezolve problema. De aceea ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea în continuare har, încântare, și la cor, și la fanfară, și nouă toți. Har în rugăciune, har în cuvânt, frate, care vorbește Evanghelia, Duhul Sfânt să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru bolnavi și mai sunt încă alți bolnavi, că n-ați trimis bilete, rugăm ca Duhul Sfânt să fie cu ei și să le dea biruință și sănătate. Sora Mirela Pârlea este foarte bolnavă, Domnul să-i dea sănătate. Ne-a rugat și o susținem în rugăciune și acasă, Domnul să atingă de trupul ei. Am zis că sora sau mama fratelui Daniel Ciortea este foarte bolnavă, Domnul să fie cu ea, este în vârstă, să atingă de trupul ei, să dea sănătate acum la bătrâneță și biruință. Ne rugăm ca Domnul să dea putere și celor care sunt plecați în câmpul Evangheliei, să slujească cu bucurie și Duhul Sfânt să-i călăuzească. Cu toții ne rugăm Domnului, iar în final fratele Resteu va continua să milocească înaintea Domnului. Amin. Fii lăudat, Doamne, fii binecuvântat. În numele Domnului Iisus Hristos. Inima noastră te laude pe tine, Doamne. Inima noastră te slăvește pe tine, Doamne. Ne bucurăm de noua zi care ne-a dorit-o, Doamne, ca să ne veselim și ne bucurăm în ea. De ziua minunată cu soare, de ziua care ne-ai pregătit-o, Doamne, ca să venim aici să slujim, ca să venim aici la altar, ca să venim aici în biserică să putem să cântăm spre slava Ta, spre gloria și slava să te împodobească, că Tu ești biruitorul nostru și mântuitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acel care a fost ales, alesul lui Dumnezeu, robul Domnului. Îți mulțumim că ne-ai ales și pe noi, Doamne, pentru împărăția Ta. Ne-ai chemat, ne-a dat putere, Doamne, ca să putem să ne ajutăm.
cine poate să asemene cu tine, Doamne? Lauda, slava și gloria să fie a ta. Tu ești cel care ne înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna ta peste noi. În această dimineață te rugăm, Doamne, să ne înconjori cu prezența ta. Ne înconjori cu Duhul Sfânt, Doamne, și să ne împăvești de tot ce este rău. Binecuvintează frații care slujesc înaintea ta, Doamne. Frații care stau la dispoziția ta, Doamne, în slujire din Evanghelie, fratele Pavel Rusu, fratele Caleb. Dăruiește-ne călăuzire, Doamne, și pricepere și înțelepciune, Doamne. Căci Tu ești Hristosul nostru. Ne gândim pe brațul Tău și cerem harul Tău în continuare. Arată slava Ta, Doamne. Inima noastră Te laude pe Tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim, Doamne, să-ți mulțumim. Venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru că în numele Tău ne-am adunat astăzi și simțim că ești la lucru, Doamne, și cercetezi inimă cu inimă. Îți mulțumim că ți-ai aplicat urechea, Doamne, la rugăciunea poporului Tău. Îți mulțumim că ești viu și prezent între noi, Doamne. Îți mulțumim că ești atent la fiecare dorință pe care o ridicăm înspre Tine. Doamne, am învățat că mucul care încă mai fumegă, Tu încă mai vezi ceva din Tine în el și că Tu nu-l stingi. Îți mulțumim, Doamne. Toți și toate stau prin îndurarea Ta, Doamne, și prin mila Ta. De aceea îți mulțumim că avem un astfel de Dumnezeu. Nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Tu cunoști fiecare aspect a vieții noastre, Doamne, viața de zi cu zi. Doamne, din mâna Ta cerem pâinea aceea de fiecare zi, Doamne. Din mâna Ta o cerem cu credință și Tu ești Cel ce ne-o dai, Doamne. Îți mulțumim, Părinte Ceresc. Venim înaintea Ta, Doamne, și cu cei bolnavi din casele noastre, din adunarea noastră. Te rugăm, îndură-Te și adu-Ți aminte, Doamne, de fratele Șandri. Te rugăm, îndură-Te și adu-Ți aminte de sora Mirela, Doamne. Și toți cât sunt, Doamne, și își îndreaptă gândul înspre Tine. Doamne, ascultă, pentru că Tu știi că ești viu. Tu ești Cel ce ne-ai întocmit mădular cu mădular, Doamne. Tu poți, de aceea venim înaintea Ta, Doamne. Și credem că și vrei. Doamne, Te rugăm, suntem toți aici ca unul, adunați să ne înveți, Doamne. Dacă este ceva demonstrat, mustră-ne, Doamne. Dar Te rugăm, vrem să semănăm tot mai mult cu Tine. Vrem din mâna Ta, Doamne, să cerem viața copiilor noștri. De aceea Te rugăm, ascultă-ne, Doamne, și rămâi în viața noastră, Domn și Stăpânitor, de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Iubiții mei, ne bucurăm de ziua frumoasă care Domnul a pregătit-o, data de 8 martie 2015. Cu această ocazie salutăm toate surorile din biserică și cele tinere și cele mai în vârstă. Dumnezeu să le binecuvinteze, toate mamele din biserică, Domnul să le binecuvinteze cu multă putere, cu sănătate, cu răbdare, cu înțelepciune, de că Domnul vă iubește cu o iubire veșnică, de aceea și-a păstrat față de dumneavoastră încă bunătatea Lui și față de noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ne bucurăm de faptul că ați ales să viniți la Casa Domnului și ne rugăm pentru cei bolnavi care nu pot să vină, poate ne urmăresc pe internet și alții sunt plecați de aparte de țară, ne urmăresc pe internet, le transmitem salutul bisericii noastre, Maranata, Domnul nostru vine, și atunci și cei din Canada, și cei din Australia, și din America, și cei din Europa, pregătiți, vom putea să ne luăm zborul și, cum spunea fratele Licea Vulbran, va fi atunci
o mare ninsoare va ninge de jos în sus, adică biserica răscumpărată, schimbată, cu trupuri noi, va de jos în sus. Cei mai întâi cei morți în Hristos vor învia și apoi noi cei vii vom fi transformați și atunci va fi cea mai mare ninsoare de pe planetă când se va ninge de jos în sus, adică spre cer. Așteptăm acele evenimente și nu sunt departe acele evenimente când Domnul va reveni să-și ia biserica. Până atunci, poate mai trebuie să plângem, poate trebuie să mai suferim, dar ne bucurăm că Domnul este cel care cunoaște toate lucrurile. Cum s-a citit, este un Dumnezeu care cunoaște totul, suferința ta, din cazul tău, problemele cu care te înfrunți, starea ta, frământările tale, de aceea venim înaintea Domnului, pentru că este cel care ne dă izbăvire și mântuire. Așadar să căutăm să slujim cu toți iarăși dintr-o cântare cu toată biserica, apoi fratele Florin Buna, cred că a lui este bietul, va lăuda pe Domnul cu o cântare, Domnul să binecuvinteze, fanfara și corul bisericii. Și îl invităm la vom pe fratele Caleb, Nechifor, să vină aici, Domnul să îl binecuvinteze, să rostească cuvântul Domnului. Amin. Poate este bine să ne închinăm cu darurile de bunăvoie în timpul acestor cântări. Amin. Pentru că ziua de astăzi e o zi specială pentru mame, vrem să cântăm și noi și să lăudăm pe Domnul și să le binecuvântăm în numele Domnului pe toate mamele. Domnul să le binecuvânteze. Amin. Mama mea m-a iubit și cu drag m-a îngrijit ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi dădea tot ce-avea, iar în suflet purta dor adânc pentru binele meu. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, să fim sus în cer cu tine. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, să fim sus în cer cu tine. Neîncetat lângă pat, nopți întregi a vegheat, când Iisus suferinți mă zbătea. Nu dormea, bucuroasă se jertfea, căci așa m-a iubit, mama mea. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, că, Doamne, fă să fim sus în cer la tine. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, să fim sus în cer cu tine. De Iisus mi-a vorbit cum pe cruce a murit, căci dorea să mă vadă salvat. Și cu lacrimi fierbinți se topia în rugăminți, Cele Domnului m-am predat. Voi iubi, mă
căci prin ea Domnul viața mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, fă să fim sus în cer la tine. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viața mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, fă să fim sus în cer cu tine. Sub cer, doar pe tine, mai aproape și mai bun și mai sfânt. Prietenii și cei dragi trec când le vine ceasul greu plecarea de pe acest pământ. Numai tu, Iisus, nu treci, tu rămâi în veci de veci, slavă ție. Tu rămâi lângă noi, neîncetat. Domnul meu cel minunat, fi lăudat, fi înălțat pe vecie. Dintre toți ești, Doamne, ceva adorat. Niciodată viața n-are sens și totul e pustit. N-aș avea cui să spun, mamă, tată, n-aș putea să mă mai simt altă fi. Dar tu mă primești mereu, căci ești fiu de Dumnezeu, slavă ție. Și-ai promis, Iisus, cândva n-am să te las. Pe Golgota când mureai, în fierea ca să-mi dai pe vecie. Prieten bun, credincios, mi-ai rămas. Tău, Iisus, mă simt bine. Suferit orice dureri și mângâiat, vin adesea din iad șapte străine, să-mi ia siguranța ce tu mi-ai arătat.
dar eu știu că mă iubești și n-ai să mă părăsești niciodată. Doamne, vreau să rămân cu moara mea, când umblarea-mi voi sfârși și la tine voi sosi în bucurie, să mă întâmpini prag, Iisus, aș vrea.
Amin. Acum, unii care n-au fost atenți, nu știu de la ce au zis. La cântarea fanfarei. Amin. Doamne ajută. Trebuie să încep diferit în dimineața asta, pentru că pasajul mă obligă. Versetul 13 spune: Tu m-ai țesut în pântecele... Hai, sărurilor, ziceți cu voce tare. Mamei mele. Acum, cei care au pus în agenda cultului pentecostal psalmul 139, pe lângă faptul că mai sunt încă vreo 7 pasaje, nu cred că s-au gândit la o martie. Cu siguranță nu s-au gândit. Însă Dumnezeu se gândește și la asta. Slavă Lui! Apoi zice: când nu eram decât un plot fără chip, unde? În pântecele mamei mele. Și pentru că este ziua aceasta în care în România, cel puțin, oamenii se gândesc mai mult la partea feminină, la fetițe, la adolescente, la tinere, la mame, aș vrea să vă urez și eu ceva. Și pentru că tot ce putem să dăm noi ca oameni este trecător, aș vrea să vă urez acum la început de martie ghioceii care nu mor. Amin. Trebuie să spună bărbații. Pentru că lor le doresc putere și resurse ca Dumnezeu să dea prin ei acești ghiocei, cu ghilimele de rigoare, care nu putrezesc, care nu se termină niciodată. Și cred că cea mai importantă intrare și cea mai importantă primăvară din istoria Universului va fi în cer, în care cu toții vor fi ca niște ghiocei pe marea de sticlă în fața lui Dumnezeu. Și sufletul nostru, a fiecăruia dintre noi, să nu moară niciodată, să fie etern. Amin? Doamne, lucrează pentru asta. Este așa de frumos modul în care psalmul 139 îl prezintă pe Dumnezeu. Încă de la început voi face o specificație clară, și anume, în tot mesajul pe care îl voi transmite prin ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață, nu fac distinție între Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, și Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că din ceea ce înțeleg din Biblie, cred că Dumnezeu Tatăl este omniscient. Amin. Adică știe tot. Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos, este omniscient, adică știe tot. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu Duhul Sfânt este omniscient, lăudat să fie numele Lui. Așa că dacă uneori voi da exemple din cadrul Vechiului Testament, să nu cumva să creadă cineva că e prezent acolo doar Dumnezeu Tatăl. E Dumnezeul triunic, format din trei persoane divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe care îl laud în dimineața asta, pentru că îl simt prezent în locul acesta, lăudat să fie numele Lui. Este prezent pentru fiecare dintre noi, este prezent pentru fiecare suflet din locul acesta. Și înainte să fi știut noi că vom fi în această dimineață aici, El știa, El s-a gândit la noi, aleluia, lăudat să fie numele Lui. Haideți să-L salutăm în această dimineață prin inima noastră, spunând: lăudat să fie Domnul! Amin! Glorie lui Dumnezeu care este aici! Ascultați ce spune versetul 6. O știință atât de minunată. Versetul spune, în versetul 1, partea a doua: Doamne, Tu mă cunoști. Apoi, versetul 2: Doamne, Tu știi când stau jos, când mă scol. Și de departe, nu doar de aproape, de departe împătruns gândul. Versetul spune mai departe 3: știi, Doamne, Tu știi când umblu și când mă culc. Și, Doamne, Tu cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și, Doamne, Tu-L cunoști totul. Iar versetul 23 spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Observați cum de foarte multe ori se repetă aceste două verbe sinonime până la urmă. Doamne, Tu cunoști. Doamne, Tu știi. Pentru că în versetul 6 să vină și să spună o știință atât de minunată. Și zice David: dacă e o știință, înseamnă că trebuie să o pun în parametri, trebuie să o spun dacă e exactă sau umanistă. Nu, nu, nu. El zice: e mai presus de puterile mele, n-am cum să o încadrez în spațiu, în timp, în dimensiuni umane sau chiar supranaturale. Este mai presus decât orice putere din lumea aceasta. Lăudat să fie Dumnezeul acesta al nostru, care are o astfel de știință. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul se intitulează: mai mult decât o știință, o cunoștință.
mai mult decât o știință. Pentru că dacă rămânem la faptul că Dumnezeu doar știe, Dumnezeu este doar o știință, înseamnă că trebuie să o punem cumva la egalitate cu matematica, cu fizica, cu istoria, cu celelalte științe exacte sau umaniste. Și de aceea spun în această dimineață, Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu este mai mult decât o știință umană. Este mai presus de puterile noastre. Dacă ar fi prezent în locul acesta cel mai mare geniu din istoria Universului și i-am pune câteva întrebări despre tot ceea ce știe el, aș vrea să vă spun că el n-ar putea să-l descrie pe Dumnezeu în totalitate. El n-ar putea să zică tot ce este această cunoștință a lui Dumnezeu. Și pe paginile Sfintelor Scripturi este revelată cunoștința lui Dumnezeu. Însă toți cei care au revelat-o, au revelat-o în măsura în care Dumnezeu le-a dat autoritate, mandat să spună ceva Dumnezeu, mai mult decât o știință, cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, noi care suntem pocăiți, noi care avem o relație, zicem noi, personală cu Domnul Iisus Hristos, avem de foarte multe ori nevoie și momente în care să vină Dumnezeu din nou și să ne sedimenteze sau să ne paveze cunoștințele noastre despre Dumnezeu. Pentru că dacă în această dimineață ar veni un reporter de la un post de televiziune și v-ar pune cu microfon în față întrebarea aceasta, ce înseamnă Dumnezeu este omniscient? Așa că v-ați bâlbui. Eu cel puțin aș avea un moment de ezitare. Cel puțin un moment, dacă nu mai mult. Pentru că e greu să definești caracterul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu are un caracter, are câteva caracteristici pe care îl definesc în final. Foarte important este să știm lucrul acesta. Aceste caracteristici nu sunt dobândite. Aceste caracteristici n-au fost infuzate în divinitate, nu. Acestea sunt prin definiție. Ele există pentru că există Dumnezeu. Dumnezeu care n-are nici început, nici sfârșit, este etern. Este din totdeauna și va fi pentru întotdeauna. El nu a avut nici măcar o fracțiune de secundă în care să aibă un scăzământ în caracterul său și pentru asta să aibă nevoie de cineva sau de altceva, de factor extern lui, să vină și să-i dea de ce a avut nevoie. Ce a lipsit. El este desăvârșit. Aleluia. Lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să ne reamintim lucrul acesta. E adevărat că îl știm cu toții, însă în viața noastră cotidiană, în momentele noastre grele, de cumpănă din viață, de foarte multe ori Satan ne minte spunându-ne, nu vezi că Dumnezeu nu-i perfect? Tu nu vezi că Dumnezeu nu chiar știe tot? Tu vezi că El are niște domenii care parcă îi scapă de sub control? În viața ta nu se poate să știe Dumnezeu tot, se poate. La o școală unde am predat, era o elevă dintr-o clasă de gimnaziu și parcă era supărată pe Dumnezeu. Și a zis ea, după cum gândea ea săraca, a zis ea, păi de ce Dumnezeu a lăsat în viața mea astfel de circumstanțe? De ce sunt în familia aceasta? De ce Dumnezeu m-a lăsat între colegii aceia, pentru că între timp se mutase la școala unde predam eu. De ce Dumnezeu a făcut asta? Parcă Dumnezeu nu știe prin ce trec eu. Parcă Dumnezeu nu știe cu ce mă confrunt eu. Și gândirea elevei de clasa aceasta din gimnaziu este gândirea multora dintre noi. Când ajungem la cumpănă, avem senzația că Dumnezeu a murit ca și Nicer, ca și Cicero și ceilalți falși suprazei, filozofi chiar. Avem senzația că Dumnezeu n-are cum să fie la reanimare. Avem senzația că Dumnezeu n-are cum să fie în control când un nebun ne-a tăiat calea și ne-a făcut mașina praf. N-are cum să fie Dumnezeu în control când cineva drag de-al meu e bolnav. Asta e senzația prin care trecem noi. Însă vreau să vă spun, oricare ar fi condițiile prin care treci, nu uita, Dumnezeu știe tot. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! El știe tot, El știe tot. El știe tot despre mine, El știe tot despre tine. El știe tot, inclusiv despre planul pe care îl are cu viața ta, cu traseul din viața ta. Tu vezi
în fața ochilor tăi 10 metri, un an, doi, trei să zicem, mai mult n-ai cum să vezi. Și dacă vezi, totul e preconizare, totul este presupunere, e previziune umană care de foarte multe ori e dată de peste cap de planul lui Dumnezeu. Se-l vede dincolo de tot ce există, material, imaterial, palpabil sau